Capitolul 5. Ce înseamnă să mâncăm ecologic sau bio? În primul rând aș dori să vă spun câteva cuvinte despre cei care au luat hotărârea să cultive pământul lor ecologic sau bio. Aceasta înseamnă că ei nu întrebuințează nicio substanță chimică, nici pesticide, nici erbicide, nici azotați sau alte minerale pentru îngrășarea pământului. Sunt oameni plini de credință care îl cunosc pe Dumnezeu și știu că acest pământ a fost dat în folosință pentru om și pentru animale. Iar noi, ca niște administratori, vom trebui cândva să dăm socoteală. Este o luptă puternică între acești oameni și cei care, pentru bani, vor cu orice preț să întrebuințeze produsele fabricilor de produse chimice. Pentru aceștia, din urmă, este important doar să aibă o asemenea recoltă care să le aducă din ce în ce mai mulți bani. În zilele noastre, lupta pentru și contra utilizării tehnicii genetice este grea. Cu 2 ani în urmă, o mare și cunoscută firmă ecologică Rapunzel, cu produse de o calitate deosebită bio, a plecat pe jos cu 3400 de oameni, plus 31.000 semănături, de la Berlin la Bruxelles, unde, în fața Comisiei Europene, au declarat că Germania nu acceptă tehnica genetică. Pe toate produsele lor sunt adăugate și următoarele cuvinte: noi facem totul din dragoste. În ultima vreme, se părea că lupta s-a oprit aici, până când au apărut în toate marile rețele de supermarketuri rafturi cu așa zisele produse biologice, la rafturi mult mai scăzute ca cele ale adevăraților cultivatori ecologici. Prețurile erau mult mai scăzute. Desigur, oamenii neavizați au început să cumpere din aceste magazine. Dar organizația Greenpeace, care controlează totul, a spus: nu, nu vă atingeți, este o minciună. În Germania se scot pe piață în fiecare an cam 30.000 de tone de pesticide pentru distrugerea buruienilor, a insectelor, a ciupercilor, în total 280 astfel de substanțe în peste 1.000 produse chimice. Controlul și măsurătorile permanente ale organizației Greenpeace și Ecotest arată că și în Germania aceste substanțe chimice răspândite în mediu au depășit de mult timp granița permisă și, în plus, sunt scoase pe piață și substanțe toxice grave, de multă vreme oprite total. Dar și mai gravă este această răspândire a substanțelor toxice și în alte țări și evidențiată în fructele importate. De exemplu, strugurii conțin substanțe toxice, care au produs la copii toxemii puternice. Aceste substanțe chimice intră în organism și, la un moment dat, corpul reacționează violent. La început, prin durere de cap, greață, amețeală, insomnie, crampe, ca apoi să declanșeze o creștere necontrolată a celulelor, cancer sau distrugerea sistemului nervos central. Dacă la toate acestea se adaugă și eurile din semipreparate, tehnica genetică de care am vorbit pe larg, nu ne mai rămâne decât o alternativă de supraviețuire. Adică să devenim conștienți, să ne informăm și să dorim să participăm cu familiile noastre la obținerea unei hrane sănătoase pe care încă o putem avea.